Bună ziua și bine v-am găsit. Supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data 31 octombrie 2016 a Consiliului Local Orașul Târgu Frumos. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Domnul președinte, pentru ordinea de zi, da, aș dori să adaug un, să introduc un punct pe ordinea de zi. La diverse. Da, la diverse. Păi a fost o solicitare scrisă către Consiliul Local cu înregistrarea la Secretariatul Primăriei, prin care am cerut un raport de activitate a domnului manager. Și din păcate văd că nu a fost introdusă această solicitare pe ordinea de zi. O am aici cu număr de înregistrare, ziua noua, luna 11-a, anul 2016. Da. De pe ce dată? 9-11-2016. Din păcate nu se regăsește pe ședința viitoare sigură. Cu ordinea de zi. Următoare ședință. Următoare ședință. Trebuie să verificăm, să vedem, nu știu ce. După sărbători, am înțeles. Dar m-a spus de juizorul dacă sărbători sau nu. Au zis 30 de zile. Da, domnul președinte, pentru ordine de zi am și o intervenție. Eu cred, stimați participanți la această dezbatere, că este o ordine de zi cu o tematică pe care am studiat-o, pe care am receptat-o, asupra căreia am dispus. Comisia juridică din care fac parte și-a dat avizul pentru toate punctele pentru ordine de zi de astăzi. Numai că eu vreau să vă rog pe cei care contribuiți într-un fel sau altul la elaborarea acestor ordini de zi cu temele pe care le aduceți în dezbaterea noastră și asupra cărora trebuie să hotărâm, haideți să încercăm să găsim și teme într-adevăr serioase, de substanță, de conținut. O să-mi spuneți, domnule, dar fă dumneata. Este clar, pentru că avem un experiment acum vreo câteva ședințe în urmă, când pentru o propunere foarte simplă a celor trei consilieri ALDE s-a supus la vot și nu a trecut, pentru că noi suntem trei. Majoritatea deține PSD-ul. Deci orice inițiativă aș avea eu sau colegii mei din ALDE nu ar trece. Este logic, pentru că au fost și afirmații făcute de către cei de la PSD că ce va propune tătarul și a lui nu va trece niciodată. Nu, dacă e adevărat, dar eu spun ce am auzit. Bun. Una din temele pe care le propun eu, preluați oricare dintre dumneavoastră, nu mă deranjează. Deloc. Una din temele pe care le consider foarte, foarte important de discutat este cea a șoselei ocolitoare a Târgului Frumos. Nu știu. Sunt demersuri făcute. Sunt demersuri făcute. Sunt demersuri făcute. Stimabile, te rog frumos, lasă-mă să vorbesc. Asta e ședința Consiliului Local. Asta e ședința Consiliului Local, da? Acum vorbește un consilier, dumneavoastră. Dumneata vorbește cu cel din Timurii. Aici este ședința Consiliului Local, domnule. Este pe ordine de zi. Este ședința Consiliului Local, da? Vrem să fim lăsați să vorbim, pentru că de asta ne-au ales oamenii. Să ne expunem aici punctul de vedere, să vedem ce s-a făcut, ce s-a făcut și așa mai departe. Domnul coleg, asta nu este pe ordine de zi. Pentru ședința următoare din Consiliul Local, vreau să fie trecut pe ordine de zi această problemă a realizării unei șosele ocolitoare pentru Târgu Frumos. Pentru celelalte ședințe voi veni cu alte propuneri pe teme importante pentru Târgu Frumos. Pentru ce ați venit dumneavoastră până acum, ar trebui să nu fi făcut nicio ședință din Consiliul Local. Ședințe Consiliul Local se fac în urma unor inițiative, da? Dacă dumneata n-ai reținut ce am spus, n-ai fost atent, am spus că noi chiar dacă face din propuneri, nu vor trece, pentru că domnul președinte, dacă vă permite să mică intervenție. Stimați colegi, noi nu suntem participanți, noi suntem colegi și aleși. Vă rog frumos, nu folosiți un vocabular cum v-ați prezentat. Dar dumneata știi ce înseamnă participant? Nu știi. N-am de unde știu. Participanți, să spui corect. Noi suntem colegi colegi, nu participanți. În ce calitate vorbiți, domnul Sărbători? Eu, coleg din Consiliul Local. Nu, asta, în ce calitate? Sunteți în incompatibilitate de funcții la ora actuală. Eu? Da, dumneavoastră. Poate domnule știi cum, dar nu știu ce vorbești. Așa s-a dat o rezoluție anii, a, da, pe care o aveți dumneavoastră. Nu ne-a habar mai ce vorbești.
Habar n-ai ce vorbești. O țineți așa o vorbești. Vorbiți cu ea. Totuși am putea să revenim la ordinea de zi. La Serencal deja. Am luat orat la domnul. Păi da, că așa suntem noi. Împotriva ordinei de zi, cine este? Împotriva? Abține? Deci, 16... Ar trebui, domnule, să motiveze. Pentru ce ești împotriva sau pentru ce te abții? Așa, și dumneavoastră motivați de ce nu se regăsește această solicitare pe ordinea de zi. Este termen, domnule, 30 de zile. O sută de zile. Eu nu am chef să aștept un an de zi. Hai de așteptat mai mult. Hai de așteptat mai mult. Domnule Jalbă. Deci și ați spus clar 30 de zile. Habar nu aveți de ce sunteți cu așa. Sunt doctorul Jalbă, nu Ovidiu Mitu. Ești conțier, ești doctor. Dacă e doctor, rămâne în ea. Adițional numărul 50 la actul constitutiv și actul adițional numărul 16 la statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași, Arsacis, inițiator primarul Atamanului. Da. Am primit de la Arsacis că la statutul Asociațiilor Regionale de Servici Apă și Canal au mai venit comuna Gherești, Sarna și Bătești. Dacă sunt discuții, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 17. Voturi pentru, 0. Împotrivă, 0. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 17 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare. Inițiator primar Vădăoane. Da, era normal să fac un act adițional pentru a prinde cele trei comune la Arsacis. Dacă sunt discuții, dacă nu spun la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate, 70 voturi pentru. 0 abține, 0 voturi. Proiect de hotărâre privind aprobarea clasificării bunurilor cu denumirea drum de exploatare 2254 și drum de exploatare 2254-1, proprietatea publică a UAT Oraș Târgu Frumos, ca drumuri vecinale. Inițiator primar, Vadaman Ionel. Să detrage punctul 4 de pe ordinea de zi. Deci, nu am un moment să consemneze, să retragem pe ordinea de zi punctul 4. Mulțumesc. Da. A, și tot acum, dacă trebuie să, ca să nu mai revenim, să întârziem, ca să retragem de pe ordinea de zi și punctul 6 și respectiv punctul 7 de pe ordinea de zi. Punctul numărul 5. Dar care e motivul? Veniți cu argumente. De ce se retrag așa? Tocmai pentru că a venit s-a primit un telefon de la Prefectura Iași și e mai bine să le retragem. A, 6-7, da? Ce motivare? Nu este cazul să mai lucrăm la inventarul domeniului public și la inventarul domeniului privat. Da? Până nu se finalizează acest inventar, nu dorim să mai trecem din public sau să mai facem hotărâri. Deci, pentru moment, nu e cazul. Am preferat la punctul 4. Am primit de la prefectură, precum că proiectul care se dăm în administrare acel drum 22-400, da, comanda Ion Necurci, a mai solicitat și la o societate comercială agricolă și la alte societăți comerciale ca
acel proiect să fie cu un punctaj mai mare. De asta ne-au solicitat și nouă și la Agricola. Prefectura s-a sesizat și a spus așa. Dacă dumneavoastră vreți într-adevăr să vă asfaltați, să vă faceți terenuri agricole, vi le faceți, dar pe existentul comunii Ioane Curci. Și noi l-am luat și l-am absolut de... Bun. Eu am spus până nu, până nu terminăm cu... cu inventarierea terenului, nu ne mai trecem. Nu, pentru că nu reușim niciodată să mai terminăm, da? Deci facem intrări, ieșiri, trecem dintr-o parte în alta, deci nu o să reușim niciodată să mai terminăm. Și așa am să producem. Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului de funcție al Spitalului de Boli Cronice Sfântul Ioan, Târgu Frumos, inițiator primar Vatoman. Nu vă ducem. La statul de funcție în fiecare an să ajungem și la noi la statul de funcție de la primărie pentru a se face bugetul pe salarii, trebuie să aprobăm statul de funcție, bugetul pe 2017. Dacă sunt discuții, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 3 abțineri, 14 voturi pentru. 0 împotrivă. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare și stabilirea prețului și stabilirea vânzării terenului în suprafață de 350 metri pătrați, situat în strada Ștefan cel Mare, numărul 18A, zona Adâncata, prin care s-a estimat valoarea de piață în vederea vânzării. Inițiator, consilier local Colotin Postean. Este vorba despre un cetățean care a solicitat cumpărarea terenului pe care îl are concesionat. În urma solicitării s-a făcut un raport de evaluare de către un evaluator autorizat. Raportul a ajuns la noi, noi trebuie să aprobăm raportul. Sau nu, depinde cum o să fie votul nostru. În Comisia de Urbanism? E favorabil. Aveți favorabil, da? Dacă sunt discuții, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 17 voturi. 0 împotrivă, 0 împotrivă. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare și aprobarea închirierii suprafeței de 21 metri pătrați teren, situat în strada Bogdan Godă. Inițiator, consilier local Alde Ioan. Da, să avem un proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare a suprafeței de 21 de metri pătrați. Deci aici e vorba de închirierea unei suprafețe, da? S-a întocmit un raport de evaluare înregistrat în data de 2.11.2016 s-a făcut evaluarea terenului, s-a ajuns la o sumă de 3.000 de lei, din care va primăria îi va întocmi conceptul ăsta, închirierea acestui teren pe un an de zile. Din noi 3.000 de lei s-a stabilit, se va stabili cuantum... Da, închirierii. Comisia a dat avis favorabil. Pun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă, abține, 7.10. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din structura administrației publice locale a orașului Târgu Frumos pentru anul 2017. Inițiator, primar Vataman. Comisia de economică. Da, favorabil este același lucru ce am discutat și pentru spital, e vorba de pregătirea pentru bugetul de ban și vorba de statul de funcții prognozat pentru anul 2006. Dacă sunt discuții pe acest proiect, spun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 17 voturi până în detalii. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului evenimentelor organizate și desfășurate pe parcursul lunii decembrie 2016 în orașul Târgu Frumos, precum și a bugetului estimat aferent organizării acestora. Inițiator, primar Vatoman Ionel. Da. Din calculele care ne-am făcut,
Suma este de 76.000 de lei. Da, întâi, ziua de 1 decembrie, 1.000 de lei pentru estimat pentru coroane. 6 decembrie, 25 decembrie, Moș Nicolae și Crăciunul, 50.000 de lei. Și pe data de 31 de revelion, 25.000, un foc de artificii. Dacă sunt discuții pe acest proiect, în comisie? În comisie economică a fost favorabilă. A fost favorabilă în comisie economică? Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 17 voturi pentru. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării sumei de 60.000 lei pentru participarea la programul de prestații sociale acordate sub formă de tichete sociale cu ocazia sărbătorilor de iarnă în 2016. Inițiator, primarul Batamanul meu. Da. Ținând cont că și la sărbătorile pascale și la sărbătorile de iarnă, în fiecare an am venit în fața dumneavoastră propunerea de a achiziționa tichete sociale pentru oamenii nevoiași din oraș. Dacă de Paște ne-am putut permite să achiziționăm 1.000 de tichete la 100 de lei, anul ăsta, la sărbătorile de iarnă, nu putem să ne permite mai mult de 600 de tichete. Dacă sunt discuții? Da. Întrebare. Aceste tichete se vor da persoanelor stabilite de către Comisia Socială cu concursul celor din Biroul de Asistență Socială din cadrul primăriei. Aceste tichete se vor da sau când se vor da aceste tichete? În prezul sărbătorilor. După 11 decembrie. Mai concret. După alegeri. Da, după alegeri. Era bine înainte. Înainte sărbătorilor cam cu 10 de lei. Da. Începe cu 15. Dacă ne vrem mai devreme, nu te mai trebuie. Dacă mai sunt alte bine. Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 3 împotrivă, 14 pentru. 0 abțineri. La diverse, avem 3 puncte la diverse, pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor ajutoare de urgență. Deci au rămas două persoane din tabelul de data trecută, pentru că nu erau finalizate anchetele sociale și atunci la ședința anterioară, din data trecută, ați aprobat o numără de persoane, acum au rămas două și am venit în data de data pentru două. E o sumă modestă, dar pentru ei este important. Păcați să observe alții, că noi venim în fața Consiliului Local pentru 138 de lei, nu ce se făcea aici. Deci, aceasta este justificare. Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 17 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Punctul 2 de la diverse. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării HCL numărul 80 din 2016-2016 privind transmiterea în administrare către UAT Comuna Ionicul, județul Iași, bunurilor cu denumirea drum de exploatare 2254 și drum de exploatare 2254
34 pe rând, proprietate publică a UAC, orașului frumos. Da, trebuie să ne mâncăm în acea hotărâre de 80, care vorbim de 12-16-2016. Dacă sunt discuții, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 16 voturi. 0 voturi. Punctul 3 de la diverse. Proiect de hotărâre privind revocarea HCR numărul 72 din 29.9.2016 și a HCR numărul 73 din 29.9.2016. Domnul Tarapicianu? Da, materialele aveți la mapă fiecare. Nu era necesar a da o hotărâre de Consiliul Local în acest corp și astăzi nu venim decât să revocăm aceste hotărâri. Dacă sunt discuții? Da. Contractul colectiv de muncă între angajator și angajat. Deci, Consiliul Local nu avea competență să aprobe contractul colectiv de muncă. Motiv pentru care trebuie să revocăm hotărârea. Dacă sunt